Charlotte Bronte, Jane Eyre, volumul 1, capitolul 7. Primul meu trimestru la Lăud mi s-a părut un veac și nici pe departe veacul de aur. El a însemnat o luptă obositoare cu greutatea de a mă obișnui cu reguli noi și sarcini nedorite. Teama de a nu reuși să le urmez mă chinuia mai rău decât suferințele fizice din noua mea viață, deși nici acestea nu erau mărunte. În ianuarie, februarie și o parte din martie, zăpezile înalte și după topirea lor drumurile aproape imposibil de străbătut ne-au împiedicat să ieșim dincolo de zidurile grădinii, cu excepția mersului la biserică, dar în interiorul acestor limite trebuia să petrecem o oră pe zi în aer liber. Veșmintele noastre nu erau suficient de groase pentru a ne apăra de frigul crâncen. Nu aveam ghete, zăpada ne intra în pantofi și se topea acolo. Mâinile noastre fără mănuși amorțeau și se acopereau de degerături, la fel ca și picioarele. Mi-aduc bine aminte cum mi se umflau picioarele în fiecare seară și de tortura de a-mi băga picioarele umflate, julite și amorțite în pantofi în fiecare dimineață. Apoi mâncarea atât de puțină era un chin, deși aveam pofta de mâncare a unor copii în creștere, nu primeam decât atât cât să rămânem în viață. Această lipsă de hrană a fost urmată de terorizarea elevelor mai mici. Ori de câte ori fetele mai mari găseau ocazia, le convingeau sau le amenințau pe cele mai mici să le cedeze o parte din porțiile lor. De multe ori mi-am împărțit între două dintre ele prețioasa bucățică de pâine neagră pe care o căpătam după amiază și după ce cedam unei a treia fete jumătate din conținutul ceștii mele de cafea, înghițeam ce mai rămânea cu lacrime ascunse, stârnite de nevoile foamei. Duminicile erau zile mohorâte în vreme de iarnă. Trebuia să străbatem 2 mile până la biserica din Brocklebridge, unde slujea patronul nostru. Plecam înfrigurate, ajungeam la biserică și mai înfrigurate, iar în timpul slujbei deveneam aproape țepene de frig. Eram prea departe ca să ne întoarcem la Lăud pentru prânz și între slujbe ni se dădea câte o porție de carne rece și pâine, în aceeași cantitate meschină, respectată la toate mesele noastre obișnuite. După încheierea slujbei de după amiază, ne întorceam pe un drum pustiu și în pantă, unde vântul aspru de iarnă ce sufla peste un șir de vârfuri înzăpezite către nord, aproape ne jubuia pielea de pe față. Mi-o aduc aminte pe domnișoara Temple, mergând ușor și repede de-a lungul șirului de fete, aplecată în față, înfășurată în pelerina ei cadrilată, care flutura în vântul rece, și încurajându-ne cu sfaturi și prin exemplul ei să nu ne pierdem cu firea și să mergem înainte, după cum spunea ea, ca niște ostași viteji. Celelalte profesoare, bietele de ele, erau prea deprimate pentru a încerca să încurajeze pe ceilalți. Cât ne doream lumina și căldura unui foc aprins când ne întorceam la Lăud, dar cel puțin celor mai mici aceasta li se refuza. Fiecare cămin din casă era imediat înconjurat de 2 șiruri de eleve mai mari, iar în spatele lor se ghemuiau fetițele mai mici, înfășurându-și brațele amorțite de frig în șorțuri. O oarecare alinare venea la vremea ceaiului, sub forma unei porții duble de pâine, o felie întreagă în loc de doar o jumătate, și cu delicioasă adăugire a unui strat subțire de unt. Era desfătarea săptămânală pe care o așteptam cu nerăbdare de la o duminică la alta. În general, reușeam să-mi păstrez o jumătate din acest ospăț îmbelșugat, dar de restul eram întotdeauna obligată să mă despart. Seara de duminică o petreceam repetând pe din afară catehismul și capitolele 5, 6 și 7 din Matei și ascultând o lungă predică citită de domnișoara Miller, care își trăda oboseala căscând neîntrerupt. Un interludiu frecvent al acestui spectacol era interpretarea rolului lui Eutich de vreo jumătate de duzină de fetițe, care, doborâte de somn, cădeau, nu din catul al treilea, ci din banca a patra, și erau ridicate pe jumătate moarte.
Remediul era să fie duse în mijlocul clasei și silite să stea acolo în picioare până când predica se încheia. Uneori picioarele li se înmuiau și ele se prăbușeau pentru a fi apoi proptite cu scaunele înalte, fără spătar, ale monitoarelor. Nu am amintit încă de vizitele domnului Brocklehurst. Într-adevăr, acel domn a fost plecat de acasă cea mai mare parte din prima lună de după sosirea mea la Lowood, probabil prelungindu-și cederea la prietenul său, arhidiaconul, iar absența lui a fost o ușurare pentru mine. Nu mai e nevoie să spun că aveam motivele mele pentru a mă teme de venirea lui, dar în cele din urmă veni. Într-o după-amiază, eram deja de 3 săptămâni la Lowood, pe când stăteam cu o tăbliță în mână, storcându-mi creierii ca să găsesc totalul unei lungi adunări, ochii mei, privind distrați spre fereastră, zăriră trecând o siluetă. Am recunoscut aproape instinctiv acea siluetă uscățivă și când 2 minute mai târziu întreaga școală, inclusiv profesoarele, s-a ridicat en masse, n-a mai fost nevoie să-mi înalți privirea ca să aflu cine era persoana întâmpinată astfel. Pași mari străbătură clasa, iar în clipa următoare, lângă domnișoara Temple, care se ridică la fel ca toți ceilalți, stătea coloana neagră care mă privise atât de încruntat și amenințător de pe covorașul din fața căminului de la Gateshead. Acum mă uitam pieziș la această piesă arhitectonică, dar nu mă înșelasem, era domnul Brocklehurst, într-o redingotă încheiată până la gât și părând mai lung, mai slab și mai înțepenit ca niciodată. Aveam propriile mele motive de a mă teme de această apariție. Îmi aminteam prea bine aluziile perfide la firea mea nerușinată pe care le făcuse doamna Reed și promisiunea domnului Brocklehurst de a le informa pe domnișoara Temple și pe profesoare de felul meu de a fi. În tot acest timp fusesem îngrozită că își va împlini promisiunea, îl așteptasem în fiecare zi pe omul care vine, ale cărui informații privind viața mea trecută și felul de a vorbi aveau să mă eticheteze pentru totdeauna ca pe un copil rău și iată-l acum aici. Stătea lângă domnișoara Temple și vorbea încet la ureche. Nu aveam nicio îndoială că-i dezvăluia ticăloșia mea și îi urmăream privirea cu o neliniște dureroasă, așteptându-mă în orice clipă ca ochii ei întunecați să se întoarcă asupra mea plin de repulsie și dispreț. Ascultam și eu și pentru că întâmplător eram așezată în capătul camerei, am reușit să aud mare parte din ceea ce spunea el, cuvintele lui îmi îndepărtară imediat teama. Bănuiesc, domnișoară Temple, că ața pe care am cumpărat-o de la Lowood va fi bună. Mi s-a părut că ar avea calitatea necesară pentru cămășile de stambă și am ales și acele potrivite. Poți să-i spui domnișoarei Smith că am uitat să-mi notez acele de țesut, dar va primi câteva pachete de ace săptămâna viitoare. Și în niciun caz nu trebuie să-i dea mai mult de unul fiecărei eleve. Dacă au mai multe, au tendința de a fi neglijente și le pierd. Și, oh, domnișoară, aș vrea să se aibă mai multă grijă de ciorapii de lână. Când am fost aici ultima oară, m-am dus în grădina de zarzavaturi și am cercetat rufele întinse la uscat. Erau destul de mulți ciorapi negri, într-o stare foarte proastă. După mărimea găurilor din ei, sunt convins că nu au fost bine cârpiți la timp. Făcu o pauză. Instrucțiunile dumneavoastră vor fi urmate întocmai, domnule, spuse domnișoara Temple. Și domnișoară, continuă el, spălătoreasa mi-a spus că unele dintre fete au primit 2 cămăși curate într-o singură săptămână. Este prea mult potrivit regulilor școlii, nu au dreptul decât la una. Cred că pot să vă explic ce s-a întâmplat, domnule. Agnes și Catherine Johnstone au fost invitate joia trecută să ia ceaiul cu niște prietene în Loughton și le-am îngăduit să-și pună cămăși curate cu acest prilej. Domnul Brocklehurst aprobă din cap, ei bine, de data asta treacă de la mine, dar ai te rog grijă să nu se întâmple așa ceva prea des. Și mai e ceva ce m-a surprins. Am aflat, făcând socotelile cu intendenta, că fetelor le-a fost servită de 2 ori în ultimele 2 săptămâni o gustare constând în pâine și brânză. Cum de s-a întâmplat așa ceva? M-am uitat peste regulile școlii și nu am găsit nicăieri menționată o asemenea gustare.
Cine a introdus această inovație și cu ce drept? Eu sunt responsabilă pentru aceasta, domnule, răspunse domnișoara Temple. Micul dejun a fost atât de prost pregătit încât elevele nu l-au putut mânca și nu am îndrăsnit să le las nemâncate până la ora cinei. O clipă, domnișoară. Știi prea bine, felul în care intenționez să le educ pe aceste fete este să le împiedic să capete obișnuința luxului și a confortului și să le fac să fie rezistente, răbdătoare și modeste. Dacă se întâmplă să fie uneori dezamăgite, așa cum a fost apetitul lor, printr-o mâncare stricată sau chiar prea subțire, ori dimpotrivă prea vârtoasă, incidentul nu trebuie îndreptat prin înlocuirea bunului pierdut cu ceva mai delicat, răsfățând astfel trupul și distrugând scopul acestei instituții. El trebuie folosit pentru creșterea spirituală a elevelor, încurajându-le să dea dovadă de tărie de caracter în condiții de privațiune trecătoare. O scurtă predică în aceste ocazii ar fi foarte potrivită. Un dascăl chipzuit ar putea profita pentru a se referi la suferințele primilor creștini, la chinurile martirilor, la învățăturile Domnului nostru binecuvântat, care i-a îndemnat pe discipolii lui să-și ia crucea și să-l urmeze, la porunca lui ca omul să nu trăiască doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, la consolarea lui divină, dacă îndurați foamea și setea, pentru mine fericiți sunteți. O, Doamnă, când ai pus în gura acestor copii pâine și brânză în loc de griși, de ovăz ars, poate că, într-adevăr, le-ai hrănit trupurile netrebnice, dar nu te-ai gândit cât de înfometate le-ai lăsat sufletele nemuritoare. Domnul Brocklehurst făcu din nou o pauză, copleșit probabil de propriile sale sentimente. Domnișoara Temple își lăsase ochii în jos când el începuse să-i vorbească, dar acum privea fix înainte și fața ei, de obicei palidă ca marmura, părea a fi căpătat în plus răceala și încremenirea pietrei. Gura ei, mai ales, era strânsă, ca și cum ar fi fost nevoie de dalta unui sculptor pentru a o descleșta, iar fruntea ei căpăta treptat o severitate împietrită. Între timp, domnul Brocklehurst, stând în picioare în fața căminului, cu mâinile la spate, își frotea privirea cu un aer maestuos asupra întregii școli. Deodată clipi, ca și cum ochii lui s-ar fi lovit de ceva care i-a iritat pupila. Întorcându-se, spuse pe un ton și mai agitat decât până atunci, Domnișoară Temple, cine este fata aceea cu bucle? Păr roșu, doamnă, și buclat, tot părul, numai bucle. Și-și întinse bastonul, arătând spre obiectul care îl îngrozise, iar mâna îi tremura. Este Julia Severn, răspunse foarte calmă domnișoara Temple. Julia Severn, doamnă, și de ce are ea sau oricare alta păr buclat? De ce, sfidând orice precept moral și orice regulă acestei instituții, urmează atât de fățiși viața lumească, aici, într-o instituție evanghelică de caritate, încât își poartă părul în bucle? Părul Juliei este buclat natural, replică domnișoara Temple și mai calmă. Natural? Da, dar noi nu trebuie să ne supunem naturii. Vreau ca aceste fete să fie copiii creației divine. Și de ce bogăția asta? Am repetat de nenumărate ori că vreau ca părul să fie aranjat strâns, modest, simplu. Domnișoara Temple, părul acelei fete trebuie tuns. O să trimit un frizer mâine și mai văd și altele care au mult păr. Fata aceea înaltă, spune-i să se întoarcă. Spune-i primei clase să se ridice și să-și îndrepte fețele către perete. Domnișoara Temple își trecu batista peste buze ca și cum ar fi vrut să șteargă zâmbetul involuntar care le ridicase colțurile, dar dădu ordinul și când fetele din clasă înțeleseră în cele din urmă ce li se cerea să facă, se supuseră. Rezemându-mă pe spate, în banca mea, le-am putut vedea privirile și strâmbăturile cu care comentau această acțiune. Era păcat că domnul Brocklehurst nu le putea vedea și el. Ar fi înțeles probabil că, indiferent ce ar fi făcut cu exteriorul, interiorul era mult prea departe de influența sa decât își putea imagina. El cercetă cu atenție reversul acestor medalii vii, preț de vreo 5 minute, apoi pronunță sentința. Cuvintele lui răsunară ca un dangăt funebru. Toate cozile trebuie tăiate. Domnișoara Temple păru să protesteze. Doamnă, continuă el,
Eu trebuie să servesc un stăpân a cărui împărăție nu aparține acestei lumi. Misiunea mea este să înnăbuș în aceste fete dorințele cărnii, să le învăț să se îmbrace cu modestie și cu împătare, nu cu păr împletit în cozi și cu haine scumpe. Și fiecare dintre tinerele din fața noastră are părul răsucit în cosițe, pe care însăși vanitatea le-ar fi putut împleti. Ele, o repet, trebuie tăiate. Gândește-te la timpul irosit, la... Aici domnul Brocklehurst fu întrerupt. Alți trei vizitatori, trei doamne, intrară în încăpere. Ar fi trebuit să vină puțin mai devreme pentru a asculta predica despre îmbrăcăminte, căci toate erau splendid înveșmântate în catifia, mătăsuri și blănuri. Cele mai tinere din acest trio, niște fete frumoase de 16 și 17 ani, aveau pălării cenușii de castor, pe atunci la modă, împodobite cu pene de struț, iar de sub borul acelor prețioase acoperăminte de cap se revărsau o mulțime de bucle ușoare, îngrețite cu grijă. Doamna mai în vârstă era înfășurată într-un șal scump de catifia, brodat cu hermină, iar pe frunte purta niște bucle false, după moda franțuzească. Aceste doamne fură întâmpinate de domnișoara Temple cu mult respect, căci erau doamna și domnișoarele Brocklehurst, și conduse la locurile de onoare, aflate în capătul încăperii. Se pare că veniseră cu trăsura împreună cu venerabila lor rudă și cercetaseră și răscoliseră camerele de la etaj în timp ce el rezolvase problemele cu intendența, îi pusese întrebări spălătoresei și o dojenise pe directoare. Acum ele începură să-i adreseze diferite observații și reproșuri domnișoarei Smith, care avea în grijă lenjeria și inspectarea dormitoarelor, dar eu nu aveam timp să ascult ce spuneau, căci alte probleme îmi solicitau atenția. Până acum, deși nu ascultasem ce vorbeau domnul Brocklehurst și domnișoara Temple, nu neglijasem în vremea aceasta precauțiile de a-mi asigura propria siguranță, care, credeam eu, putea fi obținută dacă reușeam să trec neobservată. În acest scop, stătusem lipită de spătarul băncii și, dând impresia că sunt ocupată cu adunare, îmi ținusem tăblița în așa fel încât să-mi ascundă fața. Aș fi putut scăpa fără să fiu remarcată dacă tăblița mea trădătoare nu mi-ar fi alunecat cumva din mână și, căzând cu un zgomot supărător, n-ar fi îndreptat toate privirile spre mine. Știam că acum totul se terminase și, în timp ce mă aplecam să ridic cele două bucăți sparte ale tăbliței, mi-am făcut curaj, așteptându-mă la ce era mai rău. Și răul veni. O fată neglijentă, spuse domnul Brocklehurst, iar apoi adăugă, e eleva cea nouă după câte văd, și înainte să pot răsufla, continuă, nu trebuie să uit că am ceva de spus în legătură cu ea. Apoi, mai tare, cât de tare mi se păru, copila care a spart tăblița, să vină în față. Singură nu m-aș fi mișcat, eram paralizată, dar cele două fete solide care stăteau de o parte și de alta a mea mă ridicară în picioare și mă împinseră către temutul judecător, apoi domnișoara Temple mă însoți cu blândețe până lângă el și o auzi șoptindu-mi, nu te teme, Jane, am văzut că a fost un accident, nu vei fi pedepsită. Șoapta, plină de bunătate, împătrunse în inimă ca un pumnal. Peste un minut o să mă disprețuiască și o să mă considere o ipocrită, îmi spuse ei, și un impuls de furie împotriva lui Reed, Brocklehurst și ceilalți îmi zvâcni fierbinte prin vene la acest gând. Eu nu eram Helen Burns. Aduceți scaunul acela, spuse domnul Brocklehurst, arătând spre un taburet foarte înalt, de pe care tocmai se ridicase o monitoare. Scaunul fu adus. Așezați copilul pe el. Și am fost urcată acolo, nu știu de către cine, nu eram în stare să observ detaliile. Am fost doar conștientă că mă ridicaseră la nivelul nasului domnului Brocklehurst, că el se afla la un metru de mine și că sub mine se întindea o pelerină de mătase portocalie și purpurie și tremura un nor de pene argintii. Domnul Brocklehurst își drese glasul. Doamnelor, zise el întorcându-se către familia sa, domnișoară Temple, domnișoarelor profesoare și copii, o vedeți pe fata aceasta? Sigur că o vedeau, căci le simțeam ochii îndreptați ca niște raze de foc dogoritor asupra feței mele încinse. Vedeți că e încă foarte tânără, vedeți că are încă înfățișarea obișnuită a unui copil. Dumnezeu i-a dăruit aceleași trăsături pe care ni le-a dăruit tuturor. Nici o deformitate nu o scoate în evidență ca fiind deosebită.
Cine ar putea crede că cel rău și-a găsit deja în ea o slujitoare și un instrument? Dar acesta, mă doare să o spun, este adevărul. Urmă o pauză, timp în care am început să-mi liniștesc tremurul nervos și să simt că trecusem Rubiconul și că judecata pe care nu o mai puteam evita trebuia îndurată cu dârzenie. Dragile mele copile, continuă clericul de marmură neagră, aceasta este o împrejurare tristă, nefericită, căci e de datoria mea să vă previn că această fetiță, care ar putea fi unul dintre miei domnului, este o mică ființă condamnată, nu face parte din adevărata turmă, ci în mod clar este o străină care nu are ce căuta acolo. Trebuie să vă feriți de ea, trebuie să vă păziți de exemplul ei. Dacă e nevoie, fugiți de tovărășia ei, alungați-o din jocurile și din discuțiile voastre. Domnișoare profesoare, trebuie să o păziți, urmăriți orice mișcare, cântăriți-i bine cuvintele, cercetați acțiunile, pedepsiți trupul pentru a-i salva sufletul. Dacă într-adevăr este posibilă o asemenea salvare, căci limba mea șovăie să rostească aceste cuvinte, această copilă, născută pe un pământ creștin, e mai rea decât mulți mici păgâni ce își înalță rugăciunile către Brahma și îngenunchează în fața lui Yaganatha. Această fetiță este o mincinoasă. Urmă o pauză de 10 minute, timp în care eu, acum perfect conștientă de tot, le-am văzut pe cele trei reprezentante feminine ale familiei Brocklehurst, scoțându-și batistele și ducându-și-le la ochi, în vreme ce doamna în vârstă se legăna într-o parte și în alta, iar cele două mai tinere șopteau, ce scandalos! Domnul Brocklehurst continuă, lucrul acesta l-am aflat de la binefăcătoarea ei, de la cucernica și milostiva doamnă care a adoptat-o ca orfană, a crescut-o ca pe propria sa fiică, și ale cărei bunătate și generozitate, nefericita copilă le-a răsplătit cu o ingratitudine atât de mare, atât de îngrozitoare, încât în cele din urmă minunata ei protectoare a fost obligată să o despartă de proprii ei copii, temându-se că pilda sa corupătoare le va întina puritatea. A trimis-o aici pentru a fi vindecată, la fel cum evreii de demult își trimiteau bolnavii la scăldătoarea cu apă tulburată, Bethesda. Și domnișoarelor profesoare, domnișoară directoare, vă implor să nu lăsați apele să rămână nemișcate în jurul ei. Cu această sublimă concluzie, domnul Brocklehurst își încheie primul nasture al redingotei, murmură ceva către familia sa, iar cele trei doamne se ridicară, se aplecă în fața domnișoarei Temple și apoi toate aceste personaje mărețe ieșiră maestoase din încăpere. La ușă, judecătorul meu se întoarse și spuse, lăsați-o să mai stea o jumătate de oră pe scaun și nimeni să nu-i adreseze vreun cuvânt tot restul zilei. Și astfel am rămas acolo, cocoțată sus. Eu, care spusesem că nu puteam suporta rușinea de a sta în picioare în mijlocul încăperii, eram expusă acum tuturor privirilor pe un soclu al infamiei. Nu există cuvinte care să poată descrie ceea ce simțeam, dar chiar în clipa în care toate mi se ridicară în piept, înăbușindu-mi respirația și punându-mi un nod în gât, o fată se apropie și trecu pe lângă mine. Trecând, își ridică privirea, ce lumină ciudată strălucea în ea, ce senzație extraordinară născu în mine acea rază de lumină, ce sprijin am găsit în acel nou simțământ. Era ca și cum un martir trecând pe lângă un sclav sau o victimă îi dăduse din puterea lui. Mi-am stăpânit isteria care creștea în mine, am ridicat capul și m-am ținut bine pe picioare, sus pe scaun. Helen Burns o întrebă ceva despre lucrul ei pe domnișoara Smith, fudojenită pentru banalitatea întrebării, se-ntoarse la locul ei și trecând din nou pe lângă mine zâmbi. Ce zâmbet! Mi-l aduc bine aminte și știu că era născut dintr-o minte înțeleaptă și dintr-un curaj adevărat. Ilumina trăsăturile, bine conturate, fața îngustă, ochii cenușii înfundați în orbite ca o răsfrângere a imaginii unui înger. Cu toate acestea, în acel moment, Helen Burns purta pe braț în semnul dezordinii, cu mai puțin de o oră în urmă o auzisem pe domnișoara Sketchard, pedepsind-o să mănânce doar pâine și apă a doua zi pentru că pătase cu cerneală foaia pe care copia un exercițiu. Aceasta este natura imperfectă a omului. Asemenea fete pot fi găsite pe suprafața celei mai luminoase planete
și ochi precum cei ai domnișoarei Scatcherd pot vedea doar aceste defecte mărunte, căci sunt orbi la strălucirea deplină a astrului.